Doamnelor și domnilor, am revenit în direct la emisiunea În audiență cu primarul Mihai Chirica. Înainte de pauza publicitară discutam despre Spitalul Regional de Urgențe și nu am reușit să vă spun de ce. V-am întrebat dacă până în octombrie se va ști sigur. Există, din punctul meu de vedere, un semn de întrebare, faptul că sunt alegerile generale. La ora actuală avem un guvern de tehnocrați. Toată lumea spune, domnule, tehnocrați. Bine, tehnocrați și se spune că nu sunt înregimentați nici într-un partid. Cu toate că istoricul unora dintre ei arată... Vin alegerile generale. Este posibil actualul guvern să zică, domnule, noi ne-am făcut treaba, lăsăm Spitalul Regional de Urgențe pentru cine va fi. Și iată, se amână cu cel puțin 3 luni de zile. Nu cred că va fi chiar așa, pentru că proiectele acestea legate de sănătate sunt mult mai importante decât chiar alegerile generale. Pentru că alegerile generale nu vin decât să, spunem, puncteze un moment care trebuie să se întâmple, pentru că au trecut încă 4 ani de zile în alegerile generale. Asta nu înseamnă că lumea se oprește. Guvernul poate să spună, domnule, avem acum pe cap și alegeri. Oricine ar lua decizia că ar fi fost un guvern democratic, bazat pe partide, că este un guvern tehnocrat, bazat pe, să spunem, tehnicieni, sau că va fi un nou guvern din noiembrie, care va fi instalat în decembrie și care se va buca de treabă când Dumnezeu știe în februarie, de treabă, din sărbătorile. Decizia, cred că este deja luată, adică zarurile sunt aruncate în momentul de față. Am văzut că există foarte mult interes, nu cred că își mai permite nimeni să mai blocheze un astfel de proiect în condițiile în care el, în principiu, nu ascunde un interes de altă natură decât dorința de a punta modernizarea sănătății la nivel național. Și orice alt guvern ar veni, tot acolo ajunge. Tocmai de asta spuneam, acest proiect, deci spitalele regionale de urgență, de la Iași, de la Cluj, de la Craiova, nu ar trebui să fie politizat. Dom'le, este un proiect care este absolut necesar pentru și comunitate. Și nu numai acest proiect. Nu numai, discutam despre... Că, dacă se discută, tot se discută de strategii de dezvoltare, naționale, locale, etc. Aceste strategii ar trebui să nu mai fie viciate. În sensul următor, la nivel local, ce s-ar întâmpla dacă peste o perioadă timp ar veni alt primar cu altă culoare politică? Ce asta înseamnă? Că nu e nevoie să modernizăm transportul public? Că nu este nevoie să continuăm investițiile în școli, extinderea grădinițelor, modernizarea creșelor și cel. Toate sunt prioritare, indiferent cum îl cheamă pe cetățeanul care conduce așa urbea. Așa este. Adică nu ar trebui să mai lăsăm ancora asta politică, domnule, că vine, cu ce vine? Poate să vină cu bicicleta, dar nu poate să vină cu altă necesitate a populației. E posibil. Deci, oricine ar veni, ar trebui să aibă o aceeași concepție. Domnule, eu sunt pentru comunitate. Vine și nuanțează în felul următor. Cum de altfel aș strâni foarte multe animozități și voi spune de 100.000 de ori că unii luptă împotriva culturii și a promovării brandului acestui oraș care este cultura și mediul academic, indiferent ce spun unii că au fi citite prin cartea de istorie, aceste branduri sunt pentru noi tradiționale și vor rămâne până vom dispărea de pe așa pământ. Este. Da, unii au spus din banii aia puteți să faceți un festival. Eu am spus, nu, mai bine cumpărăm ceva să lăsăm copiilor noștri. Festivalul ăla ține 3 zile. Sunt mulți care se vor îmbăta 3 zile. 365 de zile mergi cu un autobuz modern. O să se doară capul încă 3 zile după festival. Banii se vor duce, bineînțeles, eu sunt de acord cu asta. Trebuie făcute și aceste festivaluri. Dar nu poți să faci niciodată o comparație între vrem să luăm un obiect de patrimoniu pe care să lăsăm și copiii și copiilor noștri, să-l întreținem. Corect. Și să creștem viața și vizibilitatea internațională a acestui oraș, sau să facem circ și din circ să facem un festival și festivalul să-l consumăm 3 zile. Nu, trebuie făcute toate, dar nu în prioritățile există, astea. Există. Adică nu renunțăm la asta pentru asta, ci trebuie să-l facem și pe ăsta și pe ăsta, că este cu ce, dacă există și un pic de minte. Ceea ce înseamnă investițiile. Da. Și cred că așa voi face, nu cred. Sunt convins că așa voi face pentru că e o decizie corectă, în primul rând, o decizie care ține nu numai de prezent. Orice primar în funcție, în momentul în care vrea să-și consolideze, să spunem, relația lui cu cetățenii, face lucrurile populiste. Și cele mai populiste lucruri sunt, bă, de fiecare dată mă duc și vă asfaltez și vă fac trotuare și v-am făcut prietenii mei pe viață. Și uită din vedere lucruri, uitați-vă cum arată cazinoul din Constanța. Pentru că Mazăre a făcut doar populism față de populație. Prima oară a asfaltat tot orașul, le-a frecat niște mazuri noi, le-a desfințat tramvaile că era zgomul, s-a gândit, bă, e prea scump ca să le repar, mai bine desfințesc, ca și la Brașov.
Alea sunt măsuri populiste. Eu am spus altceva, nu? Hai să le facem lucrurile invers. Trebuie să modernizăm transportul public, să continuăm, să întărim cultura și educația în Iași, să întărim actul de sănătate. Și facem și trotuare, și facem și străzi în paralel, dar fără să punem accent numai pe asta, ca să devină foarte popular și iubit. Așa este. Haideți să luăm un telefon în direct. Bună ziua! Alo? Bună ziua, bună ziua! Bună ziua! Spuneți! Aș vrea să vorbesc cu domnul primar. Uitați-mă! Sunt în fața noastră. Chirica, eu am o problemă cu toaletele publice, am mai vorbit cu dumneavoastră. Așa. Am fost zile trecute în Piața Unirii, la toaleta aceea publică, care e foarte modernă, elegantă, curată, n-am nimic de comentat, în afara faptului că odată cu bănulețul acela îți dă un petic de hârtie igienică, iar în cabine nu sunt role. Am rămas perplex, ca pe vremea lui Ceaușescu, când hârtie igienică era eu vreau restricționată. Să spun... Corect, e o mare prostie. Adevărul, când am fost eu, era... Nu. Trebuie să fie o probă de nesimțit acolo care am răspunde de toalete. Doamna, am înțeles că ea dumneavoastră a primăriei. Păi este a noastră toaletă. Primărie, dar vă promit că îl destitui pe ăla care spune. Răspunde de toalete. Pentru că este o măsură de-a dreptul penibilă să-ți dea bon cu hârtia igienică lângă. Păi da, că iar eu știu cine este de vină aici, pentru că n-ai cum, până nu schimbi omul de tot, nu voi rezolva asta, că îi explici și de 100 de ori. I-am spus, măi, am pus de astea automate, ca să nu restricționați nimic aici. Deci măcar atât, o fură, îl pun de 100 de ori până o să învețe să nu o fure. Corect, corect. Dar cum să o fure? Deci, o mănâncă? Cum iese cu ea de acolo? Da. Să-ți cumpească, să pună 2 lei, dar să fie acolo, că mai vin străini și ne crapă. Suntem în coada țării, domnul Chirica, din cauza acestor mici apucături. Astea fac o impresie. Așa este, aveți perfectă dreptate și vă promit că nu se mai întâmplă decât cu gândul că fac eu un gest. Că le fură, că le dă extrem. Jos. Bine, și pentru asta trebuie să facem, să ne dăm înapoi cu 100 de ani. Nu, aveți dreptate, nu. Mă surprinde faptul, înseamnă că din urma mea, în fine, o să văd ce se întâmplă și voi lua măsuri. Altă problemă, eu sunt pieton. Sunt pieton, eu n-am mașină, eu nu pot să circul pe trotuare, am fost... Duminică să-mi fac o plimbare la Veneția. Pe trotuarul care l-ați făcut dumneavoastră cu asfalt de la elastic verde, care este pentru pietoni, stăteau foarte bine mașinile în mijloc, fără să lase o bucățică de trotuar acolo, pentru pieton. O secundă, acolo am început să montăm stâlpișori, ați văzut? Am văzut, creciric. Și în maxim, cred că în 10 zile-s gata, că e destul de lung, e aproape 1,5 km. Am văzut că creciric ați montat. Și continuăm. Când vom avea și noi niște bazine de not? Ați văzut că Suceava ne ia înainte. Au făcut o bază sportivă. Botoșani, poate. Suceava, am auzit la radio. Ce este la Chirica este prea puțin pentru orașul nostru. Dar știți cumva câte piscine sunt în Iași? Nu contează, foarte mici. Păi de ce sunt foarte mici? Unele sunt mari. Au zeci de metri lungime. Bazin mare, da. Bazin olimpic acoperit. Asta o să fie cel de la... Ar trebui că ne ia Clujul cu 100 de ani înainte. Pleacă tinerii noștri să studieze la Cluj, că acolo... Da, doamnă, dar Clujul... Mă ascultați o secundă, că altfel ne plângem, atâta facem. Clujul n-a făcut din banii clujenilor. Clujul a făcut și din banii mei și din banii noastre. Păi, nu știu, asta depinde... Păi, dar trebuie să știți, păi, haideți să ne ducem și pe resurse. Acolo la guvern să ne dea și nouă bani. Așa, păi asta, de la sforile astea era și discuția noastră, că și-au făcut baze sportive, cinematografe noi și mai știu pe undeva prin Gorj, cred că mai este undeva și prin Târgu Jiu și cred că mai se întâmplă și Arena Națională. Alea sunt făcute cu banii publici, românilor. Da. Și noi de ce n-avem și noi nu cu banii știu, dacă românilor. Aș fi fost măcar o jumătate de zi prim-ministru, cu siguranță ați fi avut. Dar, din păcate, am avut numai niște oameni care nu ne-au reprezentat. Sperăm că la alegerile astea din toamnă o să avem și noi o forță de deputați, de parlamentari în general, care să lupte și pentru proiecte locale. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! De ce nu am angajat agenți de amenzi pentru mizerie care o fac cetățenii? Se dau și amenzi. Mai angajat și de amenzi la fiecare care face cu noi. Nu chiar la fiecare. Chiar la fiecare nu putem, doamnă. Nu la fiecare, dar la mai mulți, ca să adunați bani la primărie. E vorba și de cei 7 ani de acasă, cum se spune. E vorba de educația ieșirilor. Dacă nu are 7 ani de acasă, dacă îi dăm amendă, o să învețe.
Să sperăm că putem. Bine, să mulțumim tare mult și în regie că foarte începem mult, să dezbatem teme generale și noi suntem în teme foarte aici precise. Cu Piața Unirii foarte bună sesizarea și cu trotuarul de acolo am sesizat și noi și este în lucru deja. Vor fi pus stâlpișorii respectiv ca să da, nu pe câteva sute de metri deja am montat deja și continuăm montatul. Iar în Piața Unirii, dacă încă se mai comportă cu miliardele de lei care le-am băgat în grupurile sanitare, mai ales astea ultimele care le-am făcut, cu fâșiuța de hârtie, aveți cuvântul meu de onoare că luni nu pot, dar vin joi și mă chem din concediu, îl destitui pe ăla, după care mă duc înapoi în concediu. E groaz. Adică e nesimțire, deci e ultimul avertisment pe care îl mai dau lui Letiția Palaga. A fost poate o scăpare să... Nu, e o mare doză de prostie. Da, bun. Deci dacă tu în secolul 21, care numai o baterie dintre asta automată costă câteva milioane bune, că toate sunt cu senzor, am zis, mă, punem cu senzor. Nu că e scump, băi, punem cu senzor, când toată Europa asta este cu senzor. Este motivul pentru igienă, domnule, nu pui mâna pe nu robinet, mâna pe robinet bolnav. Plus că lasă deschis și îmi consumă de 10 ori mai mult decât un senzor. Corect. E chestie și de management. Ca și la stropitorile astea de băut apă, că am găsit unele cu robinet. Deci, nu știu ce-i fac lor, i-am și spus, dacă nu am fiecare sistem de țâșnitoare dintre asta publică, dacă nu are sistem de blocare automată, da, îi dau afară, pentru că un metru cub de apă costă 7 lei. Cum am zis la Strand și l-am chelfănit pe la administrator de acolo și am zis, mă, cât costă un robinet? Dintre ăsta, un robinet simplu, cu ciofiel. Îi spun eu, nu costă mai mult de 12 lei cel mai performant. Iar tu dacă îmi consumi 2 metri cub de apă, s-a dus un robinet. Ăsta dacă picură, că avea un jet subțire, ăsta consumă 5 metri cub de apă pe 24 de ore. Exact. Dar nu se duce administratorul ăla care și-a salariul inutil de acolo și care ar trebui spânzurat, să ducă să schimbe aia 2 robineți care țâșineau acolo. Oamenii au văzut că a făcut criză la Ștran, cetățenii care au la plajă. Dar nu poți să nu faci criză. Deci nu poți să stai atât de indiferent să vezi cum se duc 10 lei de acolo și cu 10 lei de acolo să fac sute de lei. Așa spun, nu, multă lume nu-și dă seama ce înseamnă o picătură. O picătură care îți curge așa, o picătură pe secundă, o picătură înseamnă 0,2 ml și dacă faci un calcul logic... 0,2 grame e o picătură. O picătură 0,2 ml, e la volum. Așa este. Și dacă aduni, și mai este și un calcul, pierderea de lichid printr-o gaură foarte mică. Haideți să luăm un telefon în direct. Bună ziua! Bună ziua! Vă rog! O întrebare la domnul Lichid. Pardon, mă scuzați. Să seama nu prea îmi place domnule respectiv. Felicitări, domnul Chirica. Spuneți. Când o să mai mături prin orașul ăsta? De regulă să cam mături. Dacă îmi spuneți precis unde, e mai simplu, așa că altfel începem să inventarem nou stânde străzi. Eu sunt pensionar și eu tot timpul prin Tătăraș. Dar unde anume în Tătăraș? Eu locuiesc în Bularga. În Bularga? Da. Pe care stradă? Eu locuiesc în strada Butnar, dar în special Butnar. Cartierul e plin de pământ. Adică... Da, dacă am fost și dacă vă amintiți și săptămâna trecută, discutam de Vlădiceni, discutam de atelierul lui unde s-au dus și am reținut și mergem și pe Butnar. Să vedem ce se întâmplă acolo. Strada atelierului care e de la cerci spre interiorul cartierului. Intră la modernizare. La modernizare, dacă vedeți, este între bordură și stradă la 50 cm. Dacă trece o mașină de acolo, te prind tot de prost. Trece, așa este. Da, e și din cauza pământului care s-a cărat dinspre străzile laterale, Ignat celălalt. Bun, am reținut cu strada Butnari, punctual, trecută și zona Bularga. Mulțumim tare mult! Multă lume spunea, domnule, de ce se spală străzile atunci când plouă? Este o explicație... Bun, noi ne mai folosim de ploaie, că asta-i. Ploaia moaie folosești foarte mai bine puțin, și apă. Ne venim cu jetul și nu mai împingem spre gaide. Așa este. Dar mulți telespectatori care mi-au zis, dar numai când plouă, nu domnule, atunci
consumul de apă este mai mic. Este mai mic, așa, și eficiența este mult mai bună. Exact. În felul ăsta, nu știu dacă ați observat că am reușit să înnegrim, cum ne spunem noi, toate străzile. Înainte avea așa o tentă de gri. Acum chiar spre negru de asfalt, pentru că tot am spălat, am profitat și de ploile care au fost, am venit așa imediat și în timpul ploilor și imediat după și tot am spălat acolo când s-a înnămolit, când am mai adunat de pe versan. Nu e ușor, nu este ușor. Există și un program de curățenie. Acum e foarte important și felul care se păstrează. Și felul în care își face misiunea și poliția locală când vede că iese de pe tăpșane cu noroi. Sau când vede că iese de pe un șantier cu roțile pline. Au fost câteva ploi săptămâna asta și am trimis poliția și am aplicat amenzi din zonele de șantier. Asta înseamnă să civilizarea... Discutam despre investiții în educație. Numai puțin, că avem un telefon în direct cu un telespectator care așteaptă de mult. Bună ziua! Alo? Bună ziua, domnul! Cu stimă, la telefon, vă văd. Și eu... Vedeți? Vreau să întreb. Cu stimă. Este strada aia conductelor, dacă știți pe unde vine, de la 5 drumuri în jos pe Tudor. Da, da, da. Este o stradă vai de mama ei. Este, așa urcă este. Urcă mii de oameni zilnic. S-au făcut în alte părți, unul nu ajunge, cred, nici un om pe săptămână. Când intre și strada aia în... O să intre și conductelor. Da? Ați văzut că acum ne-am dus pe strada Cucu, cred că ați remarcat lucrul ăsta. Am văzut. Terminăm strada Cucu ca să facem legătura dinspre Elena Doamna, că era o urgență destul de mare. Și o să ajungem și în zona de acolo. Și pe conductelor și da, mai este strada. Și eu, acum două emisiuni în urmă, tot despre strada conductelor am discutat, care spuneam că intră, ați spus dumneavoastră că intră, nu, conductelor, că cineva tot de pe conductelor, dacă nu mă înșel eu, a spus. Și ne-am dus pe partea cealaltă, dar am reținut și unii. Intră într-o modernizare, da. Nu e prins nici în lista de străzi la proiectare, trebuie să bag în proiectare conductelor. E în lista mare, dar noi am demarat proceduri de proiectare acum pe Cogălnicianu, pe Teodor Paladi, dacă vă amintiți. Da, da, da. Și pe Ralet, ca să facem legăturile și pe sensuri unice între Lascăr Catargi și Sărărie. Exact. Și în felul ăsta avem toate axele astea legate foarte bine, se circulă foarte elegant și nu o să mai fie probleme. Bun, deci va fi și strada conductelor prinsă într-un plan. Iar acum la licitație, că putem da să spunem și o veste bună, am finalizat încă o procedură publică de licitație pentru lucrări, unde vor fi reparate următoarele străzi. Strada Uzinei, Petru Movilă, Sfântul Andrei. Avem axa paralelă cu Ștefan cel Mare. Acolo intenționăm unde vom putea permite să facem și niște supralărgiri. De asemenea, Tănăsescu, iar o stradă foarte importantă de aici, de sub Mitropolie și foarte circulată. Și mai avem câteva... Bun, dar știu că pe strada Uzinei și pe strada Petru Movilă s-au făcut niște lucruri, presupun că au terminat de asta le-au și făcut, că de îngropare, conducte. Noi de fiecare schimbare, dată când avem un gând dintre asta, dăm întâi la regiile care îngroapă. Și de asta le și dăm avizul imediat, unii mai vin și cu certificatele și spun, domnule, intrați rapid, începeți să săpați, luați-vă avizul la ceilalți colegi, dați drumul la treabă, îngropați repede. Deci când venim, nu glumim. Acolo tot ce este de făcut, pentru că n-am vrea, știți, după un an de zile să... rețelele de apă acolo, da. Rețelele de apă le-au modernizat în totalitate și vor mai fi câteva rețele de apă care le face Apa Vitală în după perioada care... următoare. Și noi venim acum cu modernizarea, suntem la semnat contractul de lucrări. Am înțeles. Și la fel s-a întâmplat și pe primăveri, intrăm la semnat contractul de lucrări și încă câteva străzi. Bine, și conductelor este foarte important, în primul rând foarte centrală. Da. E chiar aici, în Târgu Cucului, ca să spunem. Dar deocamdată luăm axa cea mai circulată, mulți curtează pe acolo pe conductelor. O veste proastă pentru cei care au fluența circulației. Am și băgat în Comisia de Circulație și vom analiza săptămâna aceasta. Cei care coborau dinspre Elena Doamna să ducă spre Podul de Fier aveau tendința să facă stânga să ducă Sărărie, ca să stea la intermitență, da. Să nu mai stea la Bucegi. În comisie vom pune interzis virajul de stânga, pentru că ținea coloana care cobora și găseam coada în mijlocul intersecției de la Sărărie de sus, da. Plus că dacă ai semafor care te las pe urmă să treci direct spre Sărărie, ce e asta cu stânga aia forțată, da, mai ales era, cu taximetrile? Erau mai ales pentru taximetri, știi, veneau și făceau era un tertip, dar strica, a venit la solicitarea unor cetățeni, le mulțumesc pentru vigilență și e foarte inteligentă modalitatea așa. În care au propus. Da, să luăm ultimul telefon din emisiunea de astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Domnul primar, m-au apucat toate emoțiile de când stau și aștept. N-aștept de mult, dar eu sunt foarte emotivă. Vă rog, să vreau nu aveți emoții.
să vă întreb dacă mai este vă speranță, ca să, cred că mă cunoașteți după voce, cu acoperișul blocurilor. Ah. Sau să ne facem o colibă pe undeva, sau să ne, eu știu, să ne cere moartea cât mai repede. Ne-am întâlnit și în biserică aseară cumva? Așa este. Da? Da, speranță trebuie să existe întotdeauna în orice facem și e bun. Problema este de putință. Ce putem face noi ca autoritate locală? Ce ne dă voi nouă legea, ca să fim foarte direcți? Deci noi nu avem capacitatea de a interveni pe acoperișul unei locuințe care nu ne aparține decât în condițiile în care acel bloc face parte dintr-un program de reabilitare termică care cuprinde și refacerea terasei. Dacă blocul și nu este în lista de reabilitare termică și chiar dacă ar fi, oricum ar dura o perioadă destul de lungă de timp, atunci am putea interveni și noi. În schimb, noi am sesizat și inspectoratul pentru inspectoratul în construcții, care este o autoritate ce ține strâns legat de păstrarea integrității unei clădiri, și asociația de proprietari. Ne este foarte ușor să amendăm asociația de proprietari că nu respectă legea, pentru că reparația acoperișului nu trebuie să țină doar de dumneavoastră, că nu numai dumneavoastră va aparține acoperișul. Că dacă el dispare, dispare clădirea. Actuala podea noastră o să devină acoperișul ăla de dedesubt și tot așa. Deci, până numai nu poate dispare. Și este obligată asociația de proprietari, prin toți locatarii săi, să-și mențină în stare, să spunem, normală și acoperișul, și subsolul, și liftul dacă este, și scara, și intrarea în bloc, și ieșirea din bloc. Ce vreți dumneavoastră? Nu trebuie să devină la bătaia de joc administratorul care spune nu mă interesează, sau președintele nu vreau să aud, sau influențează pe cei de la parter care, dar de ce să plătească parterul pentru sus, că tu nu vrei să, nu trebuie să plătești pentru subsolul sau meu. Sau că cel de la ultimul etaj trebuie să pună de două ori mai mult decât nu ceva. Există, domnule. Acoperișul este unul pentru toți. Se împarte, dacă sunt 18 apartamente, 19, câte ori fi ele, 20, se împarte la 20. Când e de reparat subsolul, se împarte la 20. Când se pune ușa la intrare, se împarte la 20. Uh-huh. Și tot așa. Nu există o chestie benevolă, la unii mai mult sau alții mai puțin, dar nu există nici posibilitatea de a decide dacă vrei sau nu vrei. Trebuie să vrei. Obligator, așa și spune legea. Că pui viața oamenilor în pericol. Până ferească Dumnezeu, o să ajungă unul să pățească ceva pe acolo și o să vină procurorul și o să-l strângă cu ușa destul de bine. Problema la asociațiile de proprietari este una sensibilă, pentru că asociația spune, domnule, stai să vezi că nu toți din bloc sunt de acord și atunci tu trebuie să, e așa consideră președintele de asociație, domnule, trebuie să iau semnături de la fiecare, nu. De la majoritate. Da, acoperișul face parte din structura de rezistență a blocului. Și mai sunt și decizii care nici măcar nu trebuie să mai ai semnături, că nu trebuie să, e o situație de urgență, dacă acoperișul ăla a cedat, nu mai rămâne nimeni în blocul, să nu creadă cineva că parterul poate să existe fără acoperiș, da. Nu există nici parter. Exact. Pentru că structura blocului se destramă, se desface ca o banană sau se surpă în interior și s-a terminat. Gata, rămân toți fără casă. Prin urmare, nu e o chestie pe care o faci dacă vrei sau nu vrei. Doamna, ar trebui să meargă la președintele asociației? Da, să-mi spuneți din nou adresa, vă rog frumos, doamnă. Dacă mai sunteți pe recepție. Nu, mi s-a șoptit că nu mai este. Nu. Probabil că a lăsat adresa în regie și o să vreau și eu din nou adresa să mă urmăresc. Mai avem puțin de două minute și nu am reușit să vorbim despre investițiile în educație, dar nu am terminat nici investițiile în sănătate, în afară de Spitalul Regional de Urgențe. Ce mai aveți? Noi, ca Primăria Municipiului Iași, deja am și trecut prin Consiliul Local încă două proiecte importante, deci continuăm modernizarea în spitalul nostru de recuperare, cu stația de sterilizare obligatoriu pentru acreditare și niște dotări de care avem nevoie în continuare pentru a-l face cel mai modern spital. De altfel, cred că singurul din țară de recuperare. Da. Și la Spitalul Parhon, unde de asemenea luăm două echipamente foarte importante de analiză în secțiile lor de specialitate și la dializă și celelalte. Și acolo s-a modernizat destul de mult, ați văzut cum arată curtea, este o grădină frumoasă. Într-adevăr, este aceasta. Cu totul altceva acum. Și credem noi că aceste investiții arată și altora ce trebuie făcut ca aceste spitale să devină și eficiente. Da. Restul este actul medical, nu depinde de noi, de administrație, dar cu o singură observație. Că noi avem și dreptul de a numi și a destitui directorii care nu-și fac treaba. Și noi nu avem decât două, dar din fericire avem doi directori competenți care își fac treaba și sperăm să rămână așa. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii În Audiență. Ați văzut care sunt proiectele legate de sănătate. Săptămâna viitoare vom discuta despre
prioritățile din educație. Mulțumim pentru atenție, la revedere! La revedere, mulțumim!